Mergem mai departe și vedem un ultim sondaj făcut de IRSOP, care arată că Nicușor Dan ar câștiga alegerile pentru primăria capitalei cu 43%, la o diferență de 20% față de locul 2. Cristian Popescu Piedone urmează în preferințele bucureștenilor cu 23%, în timp ce Gabriela Firea e cotată cu 18%. Pe locul 4 în sondaj se află Sebastian Burduja, cu doar 4%. Acest sondaj arată cifre extrem de diferite față de sondajul Avangard, publicat cu doar o zi înainte și care îl cota pe Nicușor Dan cu 28,6%, respectiv Gabriela Firea cu 26,4%. Singurul lucru neschimbat în toate sondajele este câștigătorul, anume actualul edil Nicușor Dan. Discutăm mai multe despre toate aceste analize și ce arată ele. E într-o legătură telefonică directă Ioana N. Dojoiu, jurnalist Podmedia. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Dojoiu. Bună seara și eu vă mulțumesc. Cum vedeți aceste date? Astăzi avem sondajul IRSOP, cercetare din propria inițiativă, fără susținerea financiară a vreunei formațiuni politice. Comparativ cu ceea ce am văzut ieri, datele contrazic flagrant pe cele anunțate de ieri, sondajul Avangard, făcut public în urmă cu doar o zi. În cazul acela era un sondaj făcut la comanda PSD. Dacă există o victimă certă a acestei campanii electorale, indiferent de rezultatul final al scrutinului, ne referim la București, că despre el vorbim acum, acela este credibilitatea nu a unui institut de sondare sau altul, ci a însuși procesului de sondare a opiniei publice. Pentru că, vedeți, au mai existat erori. Unele pot să fie, pot să aibă justificări explicabile sociologic. În Statele Unite nu a fost anticipată victoria lui Donald Trump, dar să ne aducem aminte că e un sistem în care votul popular nu se suprapune întotdeauna cu votul electorilor. A fost această situație. Apoi, poate să apară acea spirală a tăcerii care privește un candidat sau o formațiune, oameni care, având în vedere rușinarea publică la care sunt supuși pentru o anumită opțiune de vot considerată indezirabilă, preferă să o ascundă. Și atunci ne trezim cu niște rezultate șocante. Vezi cazul Brexit-ului. Da. Dar astea sunt niște erori în masă ale sondajelor de opinie. Faptul că tu ai două sondaje cu rezultate atât de diferite. Și într-un interval atât de scurt. Într-un interval atât de scurt, inclusiv de ierarhie, pentru că Nicușor Dan este tot primul, într-adevăr. Dar, sigur, una e să fii primul cu 43 sau cât îl dă IRSOP-ul și alta e să fii primul cu 28 la 3% în față de cel de-al doilea clasat, da? Apoi, e totuși foarte greu să cred că un candidat al Partidului Național Liberal poate să aibă doar 4% în București, indiferent cum se numește el. Nu discut aici că e vorba de domnul Burduja sau de altcineva. Chiar 4%. Mi se pare foarte, foarte puțin. Ierarhiile sunt inversate între doamna Firea și domnul Cristian Popescu Piedone. Deci este clar că ceva nu e în regulă. Nu-mi dau seama dacă este vorba de o problemă de influențare voluntară sau este vorba de o eroare, pur și simplu de eșantionare. Nu am datele necesare și nu am cunoștințe necesare să pun degetul pe rană și să zic asta e problema. Da, un singur lucru e clar, doamna Dojoiu, nu mai știm cine e pe locul 2 de se amână dezbaterea. Nu e vorba numai de asta că se amână, dar oricum nimeni n-avea intenția să o facă și asta este, dacă vreți, cea mai mare problemă a acestor alegeri și în general o problemă al cărei start l-a dat domnul Iohannis în urmă cu 5 ani, pentru că până la domnul Iohannis nu erau de conceput alegeri fără dezbatere. Nu erau pur și simplu de conceput. Asta era esența și asta trebuie să fie esența unei campanii. Despre europarlamentare noi anul ăsta n-am vorbit deloc despre nicio temă europeană. Unele de maximă importanță pentru viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, nu teoria chibritului, nu știu ce chestii abstracte, nu, viața de zi cu zi. De aici o grămadă de fake news, pentru că nu se discută lucrurile astea, nu se înțeleg lucrurile acestea.
chiar și pentru partea locală. Noi nu am avut acele dezbateri cu toți candidații. Eu mi-aduc aminte că întotdeauna erau dezbateri cu, mă rog, primii 3-4 clasați, cei sigur care aveau o minimă șansă să câștige. Și chiar dacă nu aveau o șansă reală să câștige, simplu fapt că veneau cu niște idei, că îi contrau pe cei mai bine clasați, că apărea o confruntare de variante, era un câștig pentru toată lumea, pentru electorat, pentru oraș. Dar așa cum a arătat campania, așa arată și sondajele. Da. Complet haotice și cu de neînțeles, absolut de neînțeles. Sunt ultimele zile de campanie electorală. Credeți că se mai poate întâmpla ceva răsunător zilele acestea care să răstoarne cu totul aceste cifre? Acum, sigur că ultimele zile sunt întotdeauna zilele în care se aruncă bombele în dinamica unei campanii. Acum, pentru acum, se păstrează gloanțele de argint. Întotdeauna așa a fost, dacă ele există, sigur. Pe de altă parte, îmi spuneți dacă mai poate să mai pot fi schimbate cifre. Vă întreb care cifre. Și asta e adevărat. Că se schimbă la ele singure de la zi la alta, fără gloanțe. Dacă Nicușor Dan este aproape la dublu procentelor față de al doilea clasat, nu se mai poate schimba nimic. Dacă Nicușor Dan este doar cu 3% în față de cel de al doilea clasat, o da, se poate schimba oricând. Deci, care cifre? Că ne întoarcem la această problemă. Măcar la prima poziție a lui Nicușor Dan, că aceasta e constantă. Depinde care este distanța de cel de-al doilea clasat și cine este cel de-al doilea clasat. Depinde foarte mult. Dacă e pe sondajul Ieșsop, nu. Nu se mai poate schimba nimic. Dacă ai un asemenea ecart în cu câteva zile, mai puțin de o săptămână înainte, nu mai e nimic de discutat. Dacă este valabil sondajul Avangard cu doar 3% în față, ei, da, sigur, 3% în ultima săptămână de campanie, da, se pot întâmpla lucruri, mai ales pentru un primar care e în funcție și care oricând poate să fie lovit frontal. E valabil și pentru un premier în funcție, în cazul alegerilor în care e implicat. E valabil pentru orice demnitar în funcție, care poate fi oricând lovit frontal de o lăbădă neagră. Se întâmplă ceva. Da. De la domnul Piedone ne mai așteptăm la ceva zilele astea? La ce ne putem aștepta? Vă referiți la o retragere? Da. E pe buletinul de vot, știți? Adică din momentul în care ești pe buletinul de vot, ce să mai... Mi se pare că s-au tipărit buletinele de vot deja. Deci, despre ce sunt? Bun, el poate să spună mă retrag. Nu cred că o va face, pentru că miza lui Cristian Popescu Piedone, principala miză, nu a fost câștigarea capitalei. Sigur, la un moment dat se profila și ea și era foarte ademenitoare și atrăgătoare. Dacă rămânea configurația veche fără intrarea unui candidat PSD în sine în luptă, da, exista și această posibilitate. Chiar probabilitate, i-aș spune. Dar miza principală pentru patronul său spiritual, măcar, da, mă refer la fondatorul partidului pe care îl conduce oficial domnul Cristian Popescu Piedone, domnul Dan Voiculescu, era o relansare a acestui partid pentru jocul politic din toamnă. Ori pentru asta avea nevoie de un scor foarte mare acum, printr-o campanie foarte intensă a lui Cristian Popescu Piedone. Deci nu cred că se va retrage având în vedere această miză. Vă mulțumesc foarte mult, Ioana Enedogioiu, jurnalist Podmedia.